La toți de față și viitor sănătate, sunteți la Vreau să știu educație financiară. Mii de mulțumiri că vă aflați alături de noi ca de fiecare dată, tot ca de fiecare dată prietenii noștri de la capex.com sunt alături de noi. Am pornit cu ceva vreme în urmă acest proiect de educație financiară. Pentru mulți poate a sunat pompos la început, dar am văzut pe parcurs, prin întrebările primite de la voi și iarăși vă mulțumim pentru lucrul acesta, că încet, încet facem niște pași mici pentru noi, dar poate importanți pentru societatea în care ne găsim. Continuăm astăzi demersul nostru, ca să-i spun așa, repet, poate sună pompos, dar este o chestiune interesantă și un demers interesant, cu domnul Gabriel Biriș, invitatul nostru de astăzi, avocat specialist în legislația financiară. Bine ați venit, mii de mulțumiri, bună ziua! Bună ziua, mulțumesc mult de tot pentru invitație, o plăcere să mii de mulțumiri. Discutăm despre acest subiect extrem de important. La modul sincer, domnul Biriș, temelia. Educația este un termen care sperie în România, scoțând financiar din sintagma asta, în general vorbind. Hai să nu zicem care sperie. Putem face mult mai mult pe toate palierele? Eu fiind avocat de business specializat în legislație fiscală, hai să spunem așa că în mod normal n-aș avea foarte multă competență să răspund la acest subiect. Însă de vreo câțiva ani de zile m-am implicat într-un proiect de determinare de politici publice serioase în ceea ce privește educația timpurie, adică creșe și grădinițe. Serios? Adică, da? Practic temelia casei. Corect. Da? Și am văzut, am observat reacții, unele dintre ele chiar foarte ciudate, chiar de la oameni din bula mea, ca să spun așa. Ce, domne? Deci de-astea ați trecut prin asta. Creșe, grădinițe, lăsați copiii. Da? Nu e chiar așa. 80% din sinapse se fac până la 3 ani. 90% se fac până la 5 ani. Astea sunt studii făcute de neuroscience din Statele Unite de-a lungul multor decenii. Iar de numărul de sinapse depinde capacitatea de învățare. Inclusiv a înțelege ce se întâmplă din punct de vedere financiar în jurul, în jurul nostru. Și cum faceți concret? Adică vă duceți în creșe, în grădini? Proiectul ăla era despre determinarea de politici publice. La vremea respectivă creșele erau la protecția copilului. Nici măcar nu se înțelegea că este o ar trebui să fie o instituție de educație. Prin joacă, prin metode specifice, pentru că până la urmă din experiențe învățăm și din experiențele de fapt ne leagă neuronii cu care ne naștem. Și s-au făcut niște câteva lucruri, s-au făcut pași importanți înainte. Vă dați seama dacă am reușit cumva să sensibilizăm decidenții politici să introducă educația timpurie în lista, în strategia națională de apărare a țării. Ați făcut ceva bine, înseamnă. Da, s-a modificat legea, trecusem prin Parlament și o lege care să asigure cerere solvabilă pe special pentru creșe, dar și pentru grădinițe, un credit fiscal, adică să transformăm companiile într-un lanț de distribuție între bugetul care ar trebui să plătească pentru creșe și grădinițe și creșele și grădinițe, într-un credit fiscal, adică plătește angajatorul pentru copiii angajaților și recuperează impozite. Din păcate, apropo de educație financiară, legea asta a fost, după ce a fost aprobată de Parlament, promulgată și a intrat în vigoare, guvernul de la vremea respectivă din 2021, cred că în aprilie, era prim-ministru Câțu și ministru de finanțe domnul Nazare, au suspendat această prevedere în aceeași ordonanță de urgență până care au mai da niște scutiri la crâșme, apropo de priorități. În fine, nu despre asta vorbim aici, dar ca să revin la pentru mulți e un motiv de speriat, adică ce, domnule, eu trebuie să mă educ? Păi da, ce? Până acum eu ce am făcut? Sau de ce să începem educația așa de ce? Sunt diverse, e un fel de rezistență pe care mulți o pun a afla lucruri noi. Iar educația financiară cred că este printre ultimele pe lista de subiecte.
Există și vreo explicație faptul că 45 de ani, adică chestiunile astea vin din comunism, unde noi aveam un carnet cec maximum și niște bani dați pentru o dacie plus casa pe care o plăteai. Adică ce vreau să vă întreb este, contează să ai ceva în spate, să fii venit în spate sau e... Noi acum vorbim de generații care nu mai au de-a face cu comunism. E poate o inerție la nivelul societății, dar... Totuși, oamenii născuți după Revoluție au... Și e greu de explicat de ce suntem atât de reticenți? Exact cum spuneți. Per total, vorbind de cifre mari, există reticență. Da? Pe total, dacă vorbim de cifre mari, aceeași reticență o găsim și la rezistența față de digitalizare, în special în structurile statului. Corect. Deci trebuie să, it is what it is, și până la urmă, de asta suntem și noi aici. Da, să, niște pași mici, să arătăm, cum ziceam. Ce poți să înveți de la alții și cum poți să-ți îmbunătățești până la urmă situația ta personală prin niște, înțelegând niște lucruri de bază în ceea ce privește educația financiară. Când începe? La sportiv e puțin mai simplu, în ghilimele, pentru că sportivul știe, fetița, dacă nu se duce la gimnastică, să spune, la 5-6 anișori, când oasele încep să formeze, există și cazuri speciale, dar e mult mai greu să încep, de exemplu, la 10 ani, să spunem, sau să debutezi în sport la 14 ani, e greu. Aici bănuiesc că nu există o limită de jos, adică la câți anișori începem, dar când ar fi primii pași? Cât mai devreme. Copilul să înțeleagă ceva. Spuneam în introducere, apropo de experiența mea personală. Niciodată nu-i prea târziu, dar cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Exemplu personal pe care l-am discutat și pe care îl dăm și aici ca să înțelegem, pentru că într-un fel, poate nu la aceeași dimensiune, vremurile alea se repetă. Ce se întâmplă atunci când avem inflație sau hiperinflație. Da? Bun. Dacă în 89-90, când eu aveam atunci 19 ani, terminasem mate fizică, eram la facultate la electronică și telecomunicații, aș fi înțeles în primul rând ce e inflația. Noi nu știam ce e inflație. Adică stabilitatea prețurilor pe vremea comuniștilor a fost dat. La fel și nivelul salarizării, poate nu era, n-aveai ce să faci cu banii la vremea respectivă, dar nu că erau lucrurile prea scumpe și nu aveai ce să cumperi. Dacă aș fi avut o minimă educație financiară în acest, în ceea ce privește inflația, aș fi văzut semnele hiperinflației, pe care acum le-am văzut. În 2017-2018, înainte de pandemie, unii dintre noi scriam de inflația ce va veni. La vremea respectivă n-a prea aveai ce să cumperi, bunicii mei aveau grădină, vindeau roșii, whatever, ce producea în grădină. Legumicultori. Aveau legumicultori, aveau și lapte, mai vindeau și lapte, mai vindeau și un pic de brânză. Faptul că munceau, vindeau și nu prea aveai pe ce să cheltuiești, ne mai ajutau pe noi, până la urmă ne-a prins revoluția cu câteva sute de mii de lei la cec. Sute de mii de lei pe vremea aia. O dacie era 70, un apartament în București de 3 camere, în drumul Taberei, era undeva în jur de 120-130 de mii de lei. La vreo 3-4 apartamente așa, în cec. Banii ăștia s-au dus, cea mai mare parte dintre ei, pentru că au fost mâncați de inflație. Acum știm ce... Atunci, dacă știam, ce să fac. Vedea, vedea în ghilimele treaba asta și din postura de nespecialist? Pur și simplu să... Adică un tânăr la 19 ani astăzi, cum erați dumneavoastră atunci, cu pregătirea... Acum da, acum un tânăr la 19 ani cu o pregătire, asta, acum se învață în școală, se învață economie, se învață niște miroase, materii, ca să zicem așa, că ar trebui să o miroase. Adică în momentul în care observi anumite politici publice,
care înseamnă bani aruncați în piață. Ce înseamnă bani? Înseamnă, în primul rând, bani înseamnă, se fac în principal prin datorie publică. Dar ca banii aruncați în piață să nu genereze inflație, trebuie să crească și oferta de bunuri și servicii, adică să ai ce să faci cu ei. Da. Că altfel mai mulți bani cumpără aceleași lucruri. Adică ce înseamnă asta? Cresc prețul, inflație. Deci astăzi, cu un tânăr de care a terminat liceul și care n-a fost degeaba la școală, e pregătit. Corect. Dar care n-a fost degeaba la școală, degeaba la școală, asta e foarte important. Da. Adică nu a pierdut timpul în școală, că e școala primară, că e școala generală, că e liceu. Foarte important. Și asta ține până la urmă și de o anumită latura educației financiare. Pentru că timpul este o resursă. Noi avocații știm foarte bine că noi ne calculăm onorariile în funcție, de timpul lucrat. Corect. Mulțim numărul de ore cu o rată, orară agreată cu clientul și ăștia-s banii. Time is money. Da. Deci, dacă ne facem tinerii să înțeleagă că time is money și că este o bătaie de joc față de prezentul, dar mai ales de viitorul lor, odată ce intră în piața muncii, să piardă timpul în școală și să nu meargă la școală, să nu fie atent la profesor, să nu folosească timpul de acasă ca să mai și consolideze ce a învățat la școală. Deci pierderea acestui timp este în primul rând o pierdere personală pentru tânărul respectiv. Pentru că e o perioadă de acumulări și acumulările astea, ce spuneam mai devreme, dacă n-ai fost degeaba la școală, înțelegi cum se întâmplă, ce se întâmplă. Iarăși, poți să înțelegi dacă n-ai fost degeaba la școală și știi că te învață acolo că economia are niște cicluri, creștere, descreștere, că ciclurile astea au o anumită amplitudine la care putem să ne așteptăm și că nu e bine să te apuci să cumperi ceva într-o perioadă când toată lumea cumpără același lucru, pentru că, ghiși ce, atunci prețurile sunt mari și după care urmează o descreștere și poate că e mai bine să aștepți, să te uiți în altă parte atunci când toată lumea se uită într-o direcție. Dar asta ține de educație. Și e foarte important, deci, să nu se pierdă principala resursă pe care o avem fiecare dintre noi, și anume timpul. Educația asta se poate lua numai din școală sau avem nevoie, cum zicea, și de părinți, de familie și puțin de auto... Educația din școală... Bun, în momentul ăsta, în România, să spunem. Presupunând că copilul e atent și profesorul e bun, cum aș dumneavoastră, da? Că nu trece ca nu, caprin. Bun. Că nu, el se duce la școală. Important e și profesorul. Da? Și ajunge la 18. Asta înseamnă că termină liceul. Educația din școală ar trebui să fie suficientă pentru a avea bazele. Numai că diferențierea se face prin ce știi peste bază. Da? Cu cât știi mai multe, cu atât ai un avantaj în fața celorlalți. Și te miști mai repede și câștigi mai mult sau pierzi mai puțin. Pentru că uneori, adică trebuie să înțelegem că și pierderea face parte din viață. Clar. Da, un lucru extrem, uite, am auzit, nici nu mai țin minte, cred că, era un interviu cu George Soros după ce a făcut el atacul pe lira sterlină și a Miercurea Neagră, cred că s-a numit, Banca Centrală a Marii Britanii a scos lira din circuitele de schimb. Ce a fost? Un s-a împrumutat în mărci, a cumpărat lira, a pus presiune pe lire, a strâns mai multe pe liră, a strâns pe lângă el s-au coagulat și alții și presiunea a fost atât de mare încât lira s-a depreciat și a câștigat când a răscumpărat. Și l-a întrebat cel care i-a luat interviu, da, ați riscat tot, pentru că el luase un împrumut în mărci, gajând cu tot ce avea. Și zice, cum putea adică... să nu iasă. Cum adică puteam să pierd tot? Dacă nu-mi ieșea, pierdeam costul. Ce se întâmpla? Că nu se putea aprecia în atac.
pierdeam costurile cu împrumutul, adică dobânda și comisioane și poate cât 2-3-5%, că a fost suma mică. Da? Deci nu pierdea principalul. Da. E foarte important că atunci și zice niciodată nu mi-asum riscuri care mă pot distruge. Deci e foarte important că atunci când riscăm, să riscăm niște bani de care nu depinde ziua noastră de mâine sau a familiei noastre. Da? Da. Că poți să, eu știu ce, faci un pariu sau investești în niște instrumente de risc. Risc mare, potențial mare de câștig, dar și de pierdere. Că, da? Risk and rewards, zic englezi. În moment, dar niciodată să nu riști niște bani pe care îi ai și pe care dacă îi pierzi, îți pui în pericol existența ta și a familiei tale. Iarăși, niciodată, asta e cel mai rău caz, să riști bani de împrumut. Asta e, lumea deja ține de cum să zic, o lipsă de educație financiară cruntă. Țin ucigași. Da? Deci, astea sunt chestiuni care, chiar dacă poate nu par de educație financiară și mai degrabă de bun simț, sunt totuși da. Temelia, sunt parte din educația financiară. Dar iertați-mă, să ne întoarcem în 89. Ce ați fi făcut la 19 ani dacă aveți educație? Minimum de educație. Păi, dacă... V-ați fi dus la bunici? M-aș fi dus la bunici și le-aș Domnule, fi uite, spus... asta se întâmplă. Bunicilor, uite... Asta se întâmplă. Ei, iertați-mă, munca nu voastră, mai aveau cum să vadă. Adică ajunseră la o vârstă, munca voastră, nu? De munca voastră se poate alege praful peste noapte. S-a mai întâmplat asta și veneam cu exemple ca să-i convinc că oamenii sunt de încredere. Clar. Și zic, uite, le-aș fi... Ce puteai să faci la vremea respectivă? Că iarăși dolarii se scumpiseră, euro nu era pe vreme. Prima, niciun caz să cumperi mașini, calea se... Da? Poate le dădeam de ales între a cumpăra aur și a cumpăra apartament. Corect. Da? Da. Se salva o sumă da? Mare. Da. Din era fericire, munca dumnealor. Din, da, exact. La o, până era, la urmă. Ei săracii s-au și dus la scurt timp, dar până la urmă fiecare dintre noi muncim să lăsăm ceva copiilor noștri. În fine, ăsta e un exemplu care cred că și pe care l-am dat pentru că e important, mai ales în contextul ăsta în care inflația a revenit. Bine, nu o să mai avem 120%, 200% inflație pe an cum aveam cum am avut atunci. Asta și datorită faptului că modul în care funcționează sistemul nostru financiar și Banca Națională este complet diferit. Acum Banca Națională de mulți ani de zile e independentă și practic de când Banca Națională n-a mai, decizia de a tipări bani n-a mai fost decizie politică, lucrurile au început să se așeze. Da? Că tot așa, de mulți ani de zile, apropo de iarăși educație financiară, ca să înțelegem, și o să revin imediat. În sistemul bancar n-am mai avut un faliment de când e Banca Națională independentă. În sistemul asigurărilor am tot avut. Euroinsul e ultima... Uitați-vă cum, a, e ultimul exemplu. Cum au... Sunt, și sunt trei în ultima perioadă. Mai grav decât Euroinsul în spate a fost City. Dar asta ține și de educația noastră financiară și până la urmă de o anumită moralitatea fiecăruia dintre noi. Și acum vorbesc de RCA. La vremea înainte de falimentul City, era de notorietate că asigurările la City erau cele mai ieftine. Da. Erau la jumate față de următoarele. Corect. Ceea ce a permis să acopere, să aibă o cotă de piață foarte mare. De ce a fost posibil acest lucru? În primul rând, din lipsa, adică reglement, supervisorul nu și-a făcut treaba. Nu se putea să ții prețurile alea dacă aveai și de gând să plătești. Dar încă un lucru extrem de important ține și de moralitatea noastră individuală.
Pentru că RCA-ul nu e o chestie pe care o cumpărăm pentru noi. Suntem obligați să o cumpărăm pentru celălalt. Pe care noi îl vătămăm într-un accident. Că îi stricăm mașina tocmai pentru a nu avea situații cu litigii și statul a venit cu sistemul ăsta. Da. Plătim o asigurare și asigurarea ăsta RCA obligatorie îi repară omului ce s-a întâmplat. Pe celălalt. Nu-i precum cascul, da, care ne mine. Despăgubește pe noi. Și atunci, de unde cumperi? Păi unde e mai ieftin? Că doar nu-i pentru mine. Ce mă interesează pe mine ce se întâmplă, ce lasă în urma mea? Îi dau lui asigurarea, că așa, da, asta e expresia. Îi dau asigurarea, îi dau lui asigurarea și... Ce mă interesează? N-are nici ce să-mi facă. Vedeți, asta ține de responsabilitatea fiecărui individ. Da? Mie personal mi-ar fi fost rușine să lovesc pe cineva, da, și să scot o asigurare de la City. Și atunci m-am uitat la second best, tot timpul. Deci aveam câteva nume mari, care eram sigur că nu fac prostii, și din aia am luat cea mai ieftină. Mai da? Scumpe? Da, mult mai scumpă decât. Da. Da. Dar vedeți, iertați-mă, n-a vorbit nimeni de treaba asta, de chestia morală de până acum, sau foarte puțin. Am vorbit câțiva foarte puțin, am atras atenția adică și... nimeni foarte puțin s-au gândit la treaba nu asta. Nu s-a scalat. Adică nu... Și în plus, se fac în piața cu asigurările. Multe dintre ele. Când te duci, omul care, păi, îți dau una, da, mai ieftin. Da, da, da. Păi cât e aia, atât cu aia, asta o fac. Da. Adică e un proces... Asta ține și de educația fiecăruia dintre noi, pentru că să înțelegem că there is no free lunch. Cineva plătește pentru... Da. Da? Cum era și aia, până la urmă... Șoarecele să înțeleagă și... cașcavalul e gratis doar în cursă. Da. Doar în cursă, da? Exact. Ar fi bine să... There is no free lunch. Asta e vorba... Nu există prânz gratis. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că de fiecare dată când avem senzația că primim ceva gratis și asta ține de educație financiară, sau primim, plătim foarte puțin, undeva ni se întoarce ceva. Ni se întoarce. Acum sau mai încolo. Ce spuneți de asta? N-a fost vorba de 2-3 inși, a fost o masă mare. Păi da. Adică, domne, s-au prăjit, cum s-ar spune, da, 200 de oameni. Până la urmă... Când a început valul... Cum e? De-aia orice sat are câi. Ca să-l păzească de lupi, de urși. Da? Ori noi acolo am fost sat fără câini. Și da, din da, păcate nu numai acolo. Perfectă. Din păcate nu numai acolo. Că și pe evaziune se mai întâmplă lucru și... Se întorc toate împotriva noastră. Și se întorc împotriva noastră. Pentru că revenim la there is no free lunch. Da? Și partea de, până la urmă, educație financiară antreprenorială. Da? Până la urmă avem de ales între mai multe tipuri de organizare a activității. Da? În funcție de ce o alegem. De cele mai multe ori în funcție de cea care are taxele cele mai mici. Da? Da. În general, vă dau un exemplu. Îți iei salariu pe contract de muncă și plătești impozite și contribuții 43%, îți lași la stat. La stat. Sau îți iei salariu pe un contract de prestări de servicii pe PFA sau pe micro și lași la stat între 2 și 8%. Evident că te duci pe calea mai ieftină, da? Mai ales când ai și posibilitatea, că zicem că nu ești muncitor necalificat, da? Dar pe ipoteca asta legiuitorul statul a pus niște capcane, riscul retratării fiscale, adică în momentul în care mergi pe ipotecă, îți asumi că peste 5 ani vine ANAF-ul și ține banii din urmă și cu dobânzi și cu penalități. Și riscul atunci salariul retratării. Tău nu mai e ăla. Și atunci care, la care ce, te faci atunci? Ce te faci atunci? Da? Hai bine, merg așa. Deși... Da, da, e foarte scump. Da. Și e jumătate, nu? Până aproape la urmă, jumătate. Cămașa mi-e mai aproape decât piele, decât haină. Și ce mă interesează pe mine, că nu dau bani la buget, că oricum îi fură unii, ce educație, ce sănătate. Știți, eu așa un never ending story, da, o poveste fără sfârșit, în care
și din lipsă de educație ne complacem de multe ori. Da? Vă spuneam înainte că este exemplu pe care îl dau tuturor pentru că aproape că nu-mi vine să cred. Marius Nicolae, fotbalistul, s-a dus într-un schimb de experiență pe probleme sportive la Academia celor de la Arsenal. Și acolo 130 de mici, 200 de terenuri, exagerez acum un pic, dar vreau să zic. Și la un moment dat a zis, băi, și ce m-a frapat? Ei la 9 ani aveau curs, atenție, curs de educație financiară, 9 ani. Când noi încă, hai să nu exagerăm, suntem cu cheia de gât, dacă mai zic, adică la 9 ani nu ne-au dat încă toți dinți. Nu am detalii despre ceea ce se făcea acolo, adică nu știu ce făceau, dar ei intrau în bănci, copilași de 9 ani și li se spune așa, asta știu cu siguranță, voi, e foarte probabil ca în câțiva ani de acum încolo să ajungeți fotbaliști, cu un contract foarte mare, cu niște sume uriașe, deja la 16-18 ani, deci nu discutăm la 20 ceva de ani. Trebuie să fim pregătiți. Da. Atenție cum gândeau. În aceeași măsură s-ar putea să nu ajungeți fotbaliști. Că voi sunteți acum aici, poate nu ajungeți fotbaliști mari. Și intrați în viața reală. Viața salariat sau mic antreprenor. Iarăși trebuie să fiți pregătiți. Deci ei gândeau, nu, gata, de mâine o să aveți, voi în 5 ani aveți bani, nu vă mai interesează de nimic, mașini scumpe și așa mai departe, noi doar vă învățăm cum să nu dați greș. Nu! Ei au zis, sunteți foarte mulți, erau 300-400 de copii, poate ies 5 fotbaliști, voi 10. Restul, în viața... Asta ține de o anumită responsabilitate individuală a conducătorilor clubului, că nu era obligat să facă asta. Niciodată, ei trebuiau să ocupe de fotbal. Bun. Același gen de responsabilitate individuală îl găsești și în România, la, din păcate, mai mult pe la școli private, dar uneori și la directori de școli publice. Care, și să știți că lucrurile astea chiar funcționează. Care își invită fie prieteni, fie părinți ai copiilor care studiază acolo, să vină să vorbească copiilor despre diverse subiecte. Extracurricular. Și eu și am mulți prieteni care au făcut din asta un obicei și sunt invitați acum nu numai la și suntem invitați nu numai la școlile copiilor. Eu personal am fost inclusiv anul trecut, e drept că la copiii mai mari de clasa 11-a, mă rog, clasa 10-a pe sistemul cu care suntem noi obișnuiți, dar acum cu clasa 0. Așa. Dar ei, la liceu. Ascultă, intrați în clasă dumneavoastră. Specialistul care vine, da? Atât de surprins am fost de nivelul lor de cunoștință. Sunteți prezentat, domnul Biriș? Am început să vorbesc de niște, în mod intenționat, de niște exemple concrete, dar la un nivel un pic mai ridicat. Le-ați captat atenția? Adică nu ei mai, se uitau, da? Nu mai, dar mi-au pus și întrebări. Foarte, contează foarte mult, exact cum se zicea, să treacă doar așa pe la școală. Invitația a venit de la un profesor foarte bun, care e foarte implicat în educația copiilor, care își folosește relațiile personale ca să le facă rost de internship-uri, adică să facă practică câte o zi, câte o săptămână, câte... Du-te-mă acolo, te-acolo. Da, inclusiv la noi, la departamentul de, îi primiți, de taxe, bineînțeles. Deci ei vin la noastră, bună ziua, stăm și noi. Prin profesor, profesor facem un plan, Foarte tare asta. Și asta vorbesc de elevi de liceu, pe care să-i ajutăm înainte de a lua decizia de a merge la o anumită facultate. Să-i ajutăm, poate cumva le place ce facem noi și ne devin colegi în viitor. Da. Pentru că stagii de practică în facultate facem încă de la înființarea firmei. Dar când primim astfel de vă solicitări... Vă duceți cu plăcere. Și primim cu plăcere, nu mai ne ducem. Bun, ce fac profesorii care nu au astfel de părinți sau cei care nu pot face treaba asta? Că astea sunt cazurile fericite, să le spunem așa. Ei vă cheamă, dumneavoastră acceptați și vă duceți cu plăcere. Aici e clar. Da. Pentru că nu toți au, nu? Aici ține și de nivelul tău, de nivelul de educație și educație financiară al părinților. Și din păcate avem o problemă la nivel de cifre mari, de, hai să spunem, dacă ieșind în bula noastră, de aici din București și din orașele mari. Da. Situația este foarte grea, foarte grea, în special în zona rurală și orașele mici, unde, din păcate, copiii au prea puține oportunități. Și
rolul unor astfel de discuții. Poate avem șansa să ajungem și la copiii ăștia. Să înceapă să... Da, poate vă aude acum cineva și spune, domnule, uite, sunt niște oameni deschiși. Să înceapă să citească singuri, să nu mai se uite pe net numai la jocuri, să se uite cei care au acces la net. Să se uite pe net să dea ce a zis omul acolo. A folosit cuvintele astea. Ce înseamnă? Să cerceteze. Le e facil să găsească informații în domeniul ăsta? Pentru că știți că vorbeam noi la început și nu era o glumă. Dom'le, vreau să schimb un bec la Ford. Acum, nu știu să-l schimb. Nu știu, dar nici nu m-aș duce la mecanic. Că poate să mai veni pentru un bec. Și atunci intru pe un tutorial. Putem să facem un, oricare dintre noi un experiment. Ne gândim la orice concept. Fie că e financiar sau nefinanciar. Intrăm pe Google și scriem conceptul respectiv pe căutare. Da? Ce înseamnă inflație? Bun. Enter. Enter. Și avem de la definiția din DEX până la studii ample de, și făcute de economiști din România, bun, de afară, din străinătate. Doar trebuie să enter. Da. Spre deosebire de generația noastră, ca să zic așa. Ca care... să nu mai vorbesc acum de pe care nu știu, sincer mărturisesc că n-am apucat să experimentez ChatGPT-ul, care da, înțeleg da, că e la cu totul da, alt da, nivel. Da. Am văzut aseară un comentariu pe Facebook. Începând din seara asta am devenit un tată deștept. Nu știu dacă era scris serios sau la mișto, da, dar spuneam devenit un tată deștept, pot să le răspund la orice întrebări celor doi copii pe care i-am. Uite, apropo de joacă, sunt niște programe care creează bani virtuali, adică nu trebuie să bagi bani. Da. Îți dă un, să zic, 10.000 de dolari pe care îi investești pe bursă. Virtual. În timp, bani virtuali, da, dar rezultatele sunt reale. Adică dacă ai fi băgat aia 10.000, ce ai? Nu vorbesc foarte da, serios. Da, vă cred, dar normal. Că deci e un fel de... Filmul joacă asta. Ia da? Niște bani virtuali. Deci și-a alimentat contul, a investit, zice, tate, e criză, ce se întâmplă acum? Păi zic că a început COVID-ul. Păi ia gândește-te, ce o să facă lumea? O să stea la televizor, Netflix. Deci unde investi? Cine o să crească? O să crească firmele de internet, o să crească tot ce sunt livrări online. Mâncare adus acasă. Ah, bun. A? Da, vedeți, așa pare simplu când explicați. Da, pare simplu. Dom'le, ce se întâmplă? Și s-a întâmplat în următorii 3 ani, nu într-un an. Te uiți, adică ai niște politici publice pentru decarbonizare. Păi cine? Electric, baterii, mașini. Da. Cine este așa pare... în vârf acolo? Ia vezi. Okay. Apropo de rural, chestia cu bunica devenea să spune, poate fi considerat un prim pas în educație financiară? Mamă, nu-ți lua acu, strânge banii și ia-ți perechea aia de pantofi de sport pe care o vrei. Mergem într-un magazin și ăștia... Asta cu strângem banii să-ți iei perechea de... Da. Trebuie foarte mare grijă pe ce ne cheltuim banii. Pentru că suntem... inundați efectiv, suntem asaltați până la urmă, uneori și agasați de tot felul de reclame, de chestiuni care pe care să ni le dorim pentru că niște vedete le par. Da. Ce să vă zic, am văzut zilele trecute o pereche de o ediție specială de basket Easy, 70 ceva de mii de dolari. E cât un apartament de 3 camere. Da, bine, dar la nivel de entry sunt 500, 1000, da. 70.000 e o nebunie așa. Dar 500, 1000, iarăși a apărut o nouă generație de telefoane, să am tot timpul ultimul model. La ce te ajută asta? Adică trebuie să fim atenți că mai există și o zi de mâine. Și în momentul în care economisim ca să investim în ceva care să producă, adică în special o casă, o mașină care să ne eficientizeze activitatea. Și aici trebuie să avem grijă în ce investim, adică să nu ne asumăm obligații pe care să nu le putem duce. Asta aici mă refer în special la chestiunile mari, gen casă, mașină.
nu, să zicem că ai primit de la părinți o sumă, ai un job, te duci un credit, trebuie să te gândești, îți iei o casă, trebuie să te gândești, îmi permit, dacă se întâmplă cumva o variabilă să crească, gen dobândă, pot să duc, da? N-ar fi mai bine să nu-mi iau acum trei camere, să-mi iau o cameră și mai încolo, adică să-mi reduc ponderea din venit care e afectată plății ratelor și mai încolo, când am un pic de bani, să închid creditul ăsta, să vând garsoniera, să-mi iau un apartament și tot așa. Iarăși, când îți cumperi mașină, vedem în cartiere, hai să spunem, în cartiere de blocuri mai da, înțeleg ce medii, mai vedem mașini care costă 50-60 de mii de euro. Sau mai mult, noi. Da, multe sunt luate asta second-hand. Cine trebuie să facă aceste calcule? Eu în mintea mea, nu? Eu în mintea mea și ca să pot cu soția, să fac... cu familia sau cu cine, domnule? Exact. Sau cât în riscăm? Momentul... Cât ne ducem de mult? Exact. Cât... Ce adică... se întâmplă dacă? Se poate crește? Uite, eu am primit, m-au sunat niște rude acum mulți ani de zile, dacă se ia credit în francelvețieni. Ce le-am spus? Dat niște explicații, sincer, nu le-am spus nimic, pentru că nu-mi permit să le spun ce să facă. Nimănui nu o să spun, pentru că nu e meseria mea să fac asta. Doar să oferiți pot doar niște... să spun, să dau niște informații ca să poată să ia o decizie. Corect. Concluzia mea a fost că eu nu m-aș împrumuta în... Că pot să spun, să-ți dau informația și să spun, uite, ce ținând cont eu? De asta, eu spun ce aș face eu, n-aș face asta. Păi da, dar dacă altfel nu pot să iau creditul, să-mi iau casă. Păi da, că erau mai scumpe și nu se calificau la cât aveau nevoie. Și atunci împingea piața, împingea creditul ăsta, că dobânzile erau foarte mici. Trebuie să cobori un picuț, să mai lași din... După a explodat în față. Și când a explodat, că s-a apreciat foarte mult cursul, bă, că știi că am luat. Zic, ok, hai să fă o socoteală. Dacă nu luai, ți era mai bine acum? Bă, nu știu dacă mi-era mai bine, că n-aveam casă. Știi? Adică, da. Până la urmă, există un echilibru. Deci ți-ai luat-o. Problema e când ești prins, când ești prins chiar la început. Adică ai pariat pe creditul în franc elvețian, n-ai apucat să dai o parte din el, să te bucuri de faptul că e ieftin și s-a scumpit foarte mult. Acolo, atunci e nasol. Uite, eu personal cred că am fost primul român care a luat credit ipotecar în dolar la vremea aia, în 2000. Nu dau numele aici, dar o bancă atunci mai mare, acum încă măricică, practic eu căutam un credit în dolar, că le erau prea scump chiar pentru mine și să ne înțelegem, la vremea aia eu aveam salariu net mult, mult mai mare decât își visau mulți, pentru că lucram la o firmă mare, străină, pentru că și nu mă și calificam. Toate astea... Și nu mă calificam la lei, că era dobânda 100%. Și prima m-am dus pe la mai mulți, până la urmă am ajuns prin niște prieteni să aflu că banca asta vrea să lanseze produsul. Și când eu am aflat că și ei sunt că eu sunt interesat, și-au făcut produsul cu mine. Deci practic am fost proiectul pilot. Da, am luat credit cu 12% la dolar în 2000. Mult? Imens. Nu? Da, dar atunci prețurile, atunci am cumpărat un apartament cu 4 camere cu 35.000 de dolari. Deci am mai contat că am plătit 12% dobândă. Corect. Chiar l-am putut deci a fost credit în ipotecar pe 2 ani. Atât de mare era salariul meu în dolari. L-ați dat imediat? În 2 ani de zile l-am plătit, am închis. Deci, sunt anumite momente în... Trebuie să citești, să te informezi, trebuie să știi sau să poți veni la un specialist când ești în situația ca asta. Și mie mi s-a părut mult 12%. Dar pe de altă parte, mi-am zis, băi, cât costă acum ca să construiești un apartament ca asta? 50.000 fără teren? Da, după ce atunci construiești? Dacă le iau cu 35 și plătesc dobândă 2 ani, de aia l-am forțat pe termen scurt, practic mai mult, aproape jumate din ce câștigam se ducea pe rată,
Dar în 2 ani? Da. A scăpat. Mi-am făcut socoteala și am ieșit foarte bine. Bun, noastră aveați niște studii, niște chestii, niște pe felia asta. Eu să zicem că nu le-am. Eram la început vorbind de 2000. Pot să vin la cineva să-mi ofere astea contra cost? Sunt, adică să bat la ușă la cineva și sunt consultanți pe diverse paliere de care, la care poți să vii și să pui întrebări la astea. Uite, cum faci? Da, exact ca la mașină, domnule, da, nu știu. Cred că pentru cea mai mare parte din... La consultant te duci în general când ai niște sume mai mari să te ajute să le investești corect. În momentul în care vrei să... De fapt, primul pas important este să vrei. Să vrei să înveți. Da. Da? Înainte de a te duce la consultant, sunt atâtea tutoriale, sunt atâtea cărți pe care le poți citi. E drept că durează un pic, dar ești mult mai câștigat după ce le-ai citit sau ai învățat tu. Pentru că tu primești doar informația pe care ți-o dă consultantul într-un timp scurt de timp. Da. Dar citind... Te duci cu un bagaj. Citind, da, și oamenii chiar asta spun. Dom'le, da, înainte de a veni la noi, indiferent cu cine am discutat, tot că era bursă, că era fond de investiții, că era bancă și așa. Înainte să te duci, că până la urmă economisirea e importantă, dar mai ales în inflație să pui bani. Cel mai rău lucru în inflație este să ții bani în contul curent. Da? Al doilea, cel mai puțin favorabil, este să-l ții în depozit. Da, cel puțin asta îți garantează că nu pierzi decât diferența dintre inflație și dobândă. Da. Există însă, pentru sume mici, există în momentul de față soluții, sunt societăți de administrare a investițiilor. Și în care poți să investești lună de lună sume mici și se cumulează. Ce fac saiurile astea? Practic investesc banii clienților, câte puțin de la mulți, dar investesc bani mulți și pot obține randamente mult mai bune decât ai putea tu obține singur. De unul singur. Plus că orice tranzacție are niște comisioane. Și în general comisioana asta nu prea țin de cât de mare e tranzacția, țin de numărul tranzacțiilor. Și atunci cu cât e mai mare, cu atât costul procentual e mai mic. Asta e o direcție. Să investești tu personal, trebuie să ai un anumit nivel. Corect. Și un anumit nivel de cunoștințe și un anumit o sumă minim. Mai nou am văzut că inclusiv tot similar depozitelor, dar un pic diferite, sunt obligațiunile emise de stat, care am văzut că în ultima perioadă sunt cu cupoane din ce în ce mai mici. Da. Da. Deci sunt diverse... Asta și spun oamenii, că nu trebuie o sumă uriașă. Diverse instrumente de a investi. Dar ca să ajungi să investești, întâi trebuie să economisești. Și aici mult puțin trebuie să nu risipești. Corect. Cu asta încep. Românul are posibilitatea de a economisi. Haideți să vorbim de cel care trăiește din salariu, el, soția lui, sau, mă rog, poate mai are și altă sursă de venit, dar grosomodo... O familie, soț, soție și cu doi copii, care amândoi părinții câștigă salariu minim, n-au nicio șansă să economisească. Deci asta este exclus. N-au nicio șansă. Din păcate, salariul minim cu greu acoperă costul vieții. Da? La nivele, dar și aici important este să nu risipești. Să nu risipești. Adică să nu risipești. Nu te întinzi mai mult decât ți-e plapă. Asta e cea mai bună expresie, nu? Să nu te întinzi mai mult decât ți-e plapă. Pentru că asta, știu că există concepția asta, adică nevoia asta, instant gratification. Am nevoie acum am eu. Da? Da. Dar dacă mai aștepți un pic, s-ar putea să iei la jumătate de preț. Sau mai puțin. De când lucrați dumneavoastră în domeniu, dar la modul sincer, vă rog, ați simțit că există pași făcuți în față în domeniul ăsta al educației financiare? Da. Că mentalitatea s-a schimbat? Acum am răspuns cu da, dar trebuie să fac un disclaimer. Am început de mult. Ar fi fost fine, e normal să se schimbe. Am început din 95 să lucrez.
Deci sunt aproape 30 de ani mâine poimine. Mâine poimine, da. Bun. Am prins și FNI-ul avut... pentru că cu toți am discutat despre problema asta și FNI-ul. Care a tras mult în... care a tras în sensul că aveam, au fost speriați. Aveam prieteni care făceau audit acolo. Bun. Și mi-au zis, bă, da, așa, între prieteni. Da, acum, hai, oricum, sunt da. De mult, nu mai manipulăm da. Piața. Vino... Și mi-au zis, bă, ai... Vino încă nu, ai bani? Nu. O știi? Zice, bine, foarte bine. Zic, crapă? Nu mai poate să țină mult. Aha. Am sunat un văr. Bă, Vere, tu ai bani acolo? Da, bă, da, merge bine. Bă, eu dacă aș avea bani acolo, i-aș scoate ieri. A, la, crezi v-a că ascultat? Mai... Crezi că, a, zice, bă, știi că mă gândeam și eu că a crescut mult, dar aș mai aștepta vreo 3 săptămâni să ajung acolo, că uite, pe așa și vreau și eu să-mi iau ceva. Nu și-a mai luat nimic. Ma. Da? Da. Din păcate și înaintea lui FNI a fost Caritas. Sunt niște excroci care au înțeles că e foarte ușor să speculezi lăcomia oamenilor. Țineți minte cozilele? Da. Da. Bun, am înțeles că da. Între timp că nu, nici nu se mai pune prea, că totul s-a reglementat, că există o chestie în spate de garantare, adică nu cred că ar mai putea apărea vreodată nu. Așa ceva, nu? Nu. În societatea... Mai apar sincope, dar nu la dimensiune. Deci asta este exclus. Da. Pentru că foarte mulți dintre cei care au venit există aici invitați acum... au spus, domnule, am tras mult după FNI-ul, lasă-mă, domnule, în pace cu investitul în fondurile voastre. Să domnule, că da. Nu mai acela, du-te, bă, de aici. Da. Pentru că au fost oameni care au trăit drame. FNI-ul și înainte Caritas-ul și au mai și fost vreo câteva și cu ăla de pe bănci. La Focșani mai era unul, așa, Geraldu. Au distrus... au distrus în primul rând încrederea. Da, și a luat mult să se refacă rana asta da, pentru cei care au pierdut bani. S-a refăcut în mare parte. Acum, da, clar. Din fericire, au trecut mulți ani și generațiile se schimbă. Vorbește cu un tânăr de 20 ceva de ani acum și o să vezi că n-a auzit de ele. Da, până la urmă, da, sau lucrurile s-au îmbunătățit, sunt chestiuni care nu se mai pot repeta, din păcate. Din păcate, să știți că cel mai mare, din punctul meu de vedere, cel mai mare rău pe partea asta de, hai să spunem așa, educație financiară, a fost făcut de inflație, de hiperinflație. Pentru că eu am fost crescut în ideea asta de a mai pune și bani albi pentru zile negre, de bunicii mei da. Și bunicii și părinții mei mi-au făcut educație financiară prin modul lor de a fi. Dar în momentul în care a venit hiperinflația și oamenii care s-au condus după principiile astea sănătoase și au pierdut agoniseala și cei care s-au împrumutat și au văzut datoriile reduse de inflație, s-a pierdut da? Și au câștigat, practic, au pierdut cei care au muncit și au pus deoparte și au câștigat cei care au speculat. Și asta a distrus cultura economisirii la români. Încrederea de care vorbeați. Da. Iar acum revenirea inflației a fost un pic temperată, hai să spunem așa, încrederea asta de creșterea dobânzilor, dar nu suficient. Că până la urmă dobânda ar trebui să-ți remunereze ție depozitul. Adică și nu să nu-ți pierzi din valoarea depozitului. Da? Trebuie să fie inflația plus ceva. Așa ar trebui să fie. Ca într-o societate așezată moral din punct de vedere financiar, dobânzile ar trebui să fie peste rata inflației. Că altfel degeaba ții acolo. Că altfel mai bine cheltuiești astăzi. Mănânci astăzi și vezi tu mâine. Da, și noi mentalul nostru ducem banii la bancă. Bine, și cel mai bine te împrumuți astăzi că las, că mai târziu plătești mai puțin. Corect. Putem trage o concluzie așa în general, statul în momentul ăsta, fără să tragem, Doamne ferește, în cineva, face ceea ce trebuie făcut pe partea asta sau mai e mult de muncă? Pentru că dumneavoastră sunteți inițiative private. Bun, vă sună un părinte, vă duceți cu plăcere. Dar restul pe de-o parte, sau celelalte școli nu au părinți care se priceapă și da. N-au unde să vină. Din păcate, chemăm în alte domenii. Din păcate, statul face mult prea puțin. Și
pe lângă faptul că face mult prea puțin, dă un exemplu negativ. Noi ne împrumutăm ca să mâncăm ca țară. Ceea ce nu e da? Tocmai ok. Da. Vestea apare prin ziare pe la televizor, da? Apar peste tot veștile, lumea le citește, le vede deci, și asta... Deci la noi, creează neîncredere. Adică, până la educație financiară noi avem problemele astea, da, că ne împrumutăm să... Eu de ce aș fi corect când statul meu nu e corect? Că inflația este un impozit ascuns. Deci, da, să nu uităm că statul este principalul producător de energie electrică și gaz din România și deci principalul beneficiar al creșterii de prețuri. Și tot statul venea și plângea de grija oamenilor care nu își pot plăti facturile. Hai că vă așteptăm noi. Da. Vă mai dăm niște bani. Deci nu de acolo, avem așteptări, că dacă așteptăm să facă statul, nu se întâmplă nimic. Până la urmă, soluția e inclusiv pe partea de educație și inclusiv pe partea de și mai ales pe partea de educație financiară, sunt exemplele personale. Și fiecare deci bunici, părinți, de aici pornim. Da, bunici, părinți, prieteni și eu. Eu asta care am capacitatea... Mai... Da, mai ales că astăzi suntem la un clip de informație. De a nu pierde timpul și de a încerca să mă educ. Adică spuneți că exact cum putem căuta, adică noi căutăm orice la care nu ne pricepem, cum schimbăm becul, cum schimbăm și așa mai departe și îl căutăm așa și ar trebui să căutăm și lucrurile acestea. Da. Pentru că nu e medicină să spui, doamne, trebuie să mă duc la un doctor. Asta întâi este. Mă informez. Cred e că cel asta mai... este concluzia cu care putem... Încheia, adică trebuie să mă informez. Informația este la un click distanță, dacă ceva ține clar, pune-i lui unchiul Google o întrebare și o să vezi cum îți răspunde. Corect. Mii de mulțumiri că ați fost alături de noi. Noi vă mulțumim, domnul Gabriel Bidiș, avocat și specialist în problemele acelea. Aveți mult de muncă, la modul sincer. Adică sunt multe... Întreb avem, așa da, ca pentru un... Avem, dar trebuie să spunem că noi în general lucrăm cu investitori mari și probleme mari. E uneori un pic de dificil să ieși din bula asta și să te cobori. Da, la chestiuni minore. Dar faptul că avem copii care acum cresc și se ducă ne ajută. Și să joace și să investească. Da. Mii de mulțumiri că ați fost alături de noi, domnul Gabriel Biriș. Dragi prieteni, capex.com ca de fiecare dată alături de noi. Am zis că facem pașii aceștia mititei, dar cine știe, adică nu cine știe, cu siguranță știm că ușor, ușor poate încercăm să schimbăm și noi, așa cum spunea și dumnealui, mentalitatea. Mii de mulțumiri că ați fost alături de noi. Terminăm întotdeauna cu cea mai rosită zi dintre toate este cea în care n-am râs, dar haideți să schimbăm puțin. Cea mai rosită zi este cea în care nu ne-am informat. Puțin acolo. Să nu uităm să și râdem. Corect. Să ne informăm și să râdem. Mii de mulțumiri o dată, dragi prieteni, toate cele bune. La revedere.